Bună ziua, dragi telespectatori, bine v-am regăsit. Iată că astăzi este 31 noiembrie. Vă prezint și pe colegul meu, Ioan Vim, cu care dumneavoastră sunteți familiarizați bună deja. Bună ziua. S-au încheiat depunerea candidaturilor la OLT. Am rămas surprinsă pentru că la OLT și-au depus candidaturi inclusiv cei de la UDMR. Le urăm succes! Nu știu cât ori avea. No. Aș fi vrut, neamicule, să comentăm puțin despre candidații la alegerile din această toamnă, în această iarnă, pentru că alegerile parlamentare se vor desfășura pe 9 decembrie. Și să începem cu primul partid care și-a desemnat candidații, este vorba de PDL. Sau are de, pentru că în componența lor o să intre și țărăniștii, cât și cei de la Forța Civică. Așa cum vă spuneam, dragi telespectatori, în primă fază, domnii de la ARD au fost primii și au avut curajul să-și anunțe că până acum candidaturile, toți, stai să vedem ce fac ăia, ce fac ăilalți. În USL a fost o luptă continuă, erau la un moment dat și 3-4 candidați doritori să candideze pe un colegiu, pe colegiu 2, pe colegiu 5 Caracal, iar a fost mai mult de 2-3 candidați. Anunțam și vă și prezentam atât în revista noastră, în Semnalul Oltului, cât și la televiziune, candidații care sunt la ARD, Alianța România Dreaptă. Astfel că putem nominaliza pe colegiul 1 Slatina, pe Carol Emil Covaci. Dumneavoastră îl știți foarte bine și telespectatorii. A fost un liberal, un om de dreapta care nu și-a schimbat opțiunile, însă conjunctura a făcut așa natură încât colegiul lui de partid să-l îndepărteze considerându-l un posibil pericol pentru ei. Erau, îmi pare rău de liberal, pentru că era o elită a clasei sociale din județul nostru și, din păcate, această elită s-a cam dispersat, a cam dispărut. Sub domnia, să anunțăm, că poate nu știe lumea, sub domnia lui Ciugulea. Da, lui Ioan Ciugulea și la municipiu al lui Dan Codan. El care, el, după câte am înțeles, el a fost tartorul dracilor, să-i spunem așa. El a împărțit. Ciugulea, da, să revenim la domnul Covaci. Domnul Covaci a fost unul dintre liberalii, a ajuns undeva într-o funcție foarte bună în urmă cu ceva timp, cu timpul guvernării. Da, deputat, a avut 2-3 mandate de deputat, așa, iar în timpul guvernării Tăricianu a fost ministru secretar de stat în relația cu Parlamentul, funcție pe care o deține astăzi Șova. Așa, din poziția lui de atunci, ceea ce Șova nu face, a adus niște bani și a revărat școlile din județul Olt. A adus microbuze școlare, toată lumea știe foarte bine, toate școlile beneficiază de așa ceva. Și de unde a venit și cu bani, deci atunci în perioada aia s-au adus cei mai mulți bani în not, așa și cu pentru să-l desport. Că s-au desfințat mai târziu, că nu să le desport școlile de pe lângă, așa au văzut niște capete pătrate mai târziu, nu știu care a fost ideea, dar mă rog, dumnealui și-a făcut datoria și bine ar fi fost ca toți parlamentarii noștri să fi făcut ce-a făcut. Măcar jumate. Dar cred că, de data asta, având în vedere că fac parte din noua alianță, mă aduc aminte că în 96 am mai făcut parte dintr-o alianță și am câștigat, cred că în noua alianță vom câștiga din nou. Eu zic că este o achiziție bună pentru PDL. PDL-ul, dragi telespectatori, și-a schimbat fața total de la ce știam noi cine erau, excrot și tot felul de șmecher care datorită faptului că cunoșteau niște manevre ale lui Vâlcov, că știau să-l șantajeze, pătrunseseră așa ca o urâie căprească peste tot în toate funcțiile de conducere, la inspectoratul școlar, peste tot. Așa,
Acum sunt oamenii, după câte am văzut că ai fost la conferința de presă, când s-a prezentat, oameni de toată isprava, nu zic că sunt 100% super politicieni, și, dar cel puțin au dorința să facă ceva pentru locuitorii județului nostru. Păi, așa cum prezentam eu în revista Semnalul Ultului, aveai și mata ceva completat acolo? Nu, pe mine mă surprinde acuratețea acestui PDL. Adică, dom'le, ei au fost foarte zruncinați atunci când a plecat Bulcu cu primari, cu de toate, a plecat după el. Și parcă ar fi luat zoaiele murdare în valiză și s-a dus cu ele la PSD. Da. Au dat, în loc de dracu, au dat peste Fisul. Da. Domnul Paul Stănescu și-a băgat vârcolacul în sân. Drept pentru care nemulțumiții din PSD sunt... Sunt o grămadă, foarte multe. Nu numai din PSD, cât și din PNL. Pentru că se discută la nivelul PNL-ului, deci un partid așa care face parte în această alianță USL, că Vâlcov și-a băgat în puncte cheie oamenii lui de casă. Oamenii lui cu care a venit cu în care a PD. Da. Păi, pe Niță îl pusă să candideze pe un colegiu de senat, de senator, așa. Daniel Bărbulescu, iată că și pe el îl pusă pe colegiu doi deputați. Zic că o să, nu știu ce o să facă, dar nu o să facă mare brânză, dar, iată că are o șansă. Pe când, deci ăștia au o șansă de a câștiga un mandat, două, trei, să zicem. Însă, și voiam de PD, e acolo doamna Angel, care e o luptătoare, asta se știe. Eu am zis că e doamna de fira politicii oltene, pentru că am impresia că e cea mai veche femeie într-un partid politic de la Revoluție încoace. Alta? Nu mai știu. Păi, să spun ceva. Nu a zice că e doamna Angel... era denumită doamna, nu de fier, doamna de aluminiu, exact cum era Liliana Branca. Și lumea îi zice și Branca ei. Da. O confuzie. Deci doamna Branca, Da. Dar deci, ea răspunde. Răspunde, da. Deci îi face cinste, Dumnezeu să ierte și pe doamna Liliana Branca. Așa că dânsa va fi exact pe segmentul unde candidează Bărbulescu. El face zorba. Sigur că da. Și plus de asta, dumneavoastră are o experiență din urmă cu 4 ani și toate voturile sau tot ce a strâns se atunci le-a dat lui Daniel Bărbulescu. Acum e luptă pe viață și pe moarte și sunt convinsă că îi va da o lecție de viață acestui Daniel Bărbulescu. Haideți să mai departe, deci pe Colegiul 1 Senat. Colegiul 2 Senat, din partea PDL, este, pe cine avem noi pe Colegiul 2, este Alina Margareta Stâncescu. Este o doamnă foarte de treabă, a rămas supusă și ce și, și eu la fel cât e de inteligentă și ce bine, deci nu știu dacă am un eu nu știu unde au găsit-o un politician o să o sunăm să vedem dacă o să intre cu noi în direct, încercăm după o mică pauză să încercăm să discutăm și cu dumneai. Așa am rămas surprinsă pentru că parcă ar fi, a zis că n-a făcut niciodată politică. Exact. Dar felul cum a vorbit, cum a pus problema, cum o să vedeți dumneavoastră înregistrările noastre pe care le-am avut la conferința de presă, era atât de cursivă în declarații, în exprimări și... Și ea ne-a anunțat, zice, dom'le, eu am tot ce trebuie. Da. Eu candidez numai ca să fiu de folos cetății. Da. Acolo unde lucrez eu. Da. În Caracal. În Caracal. Da. Ce firmă? SX. Da, SX este una dintre promotorii firmelor de reciclare din țară. Da, din țară. Unică. Așa, ne-a zis că ne-a spus foarte multe lucruri, a găsit niște investitori care se ocupă. Exact, s-a zbătut și a găsit. O să ascultați, o să vă punem la dispoziție și dumneavoastră declarația de presă pe care a făcut-o domnia sa în conferința de presă. Am rămas surprins de acuratețea acestei. Pentru Senat,
Colegiul 2, doamna Stâncescu, Alina Margareta. Alina Stâncescu este numele meu, am 37 de ani, căsătorită, doi copii, sunt născută în Slatina. Ce-ați spus? Vă mulțumesc! Sunt născută în Slatina și apoi ne-am mutat în Caracal. Am făcut științe politice în limba franceză și sunt fondatorul primei fabrici de reciclare bottle to bottle din România și sud-estul Europei. Mulți dintre colegii dumneavoastră au fost la evenimentul pe care anul trecut l-am lansat la fabrica din Caracal și ca să nu existe niciun fel de speculații, fabrica de reciclare a fost închisă în februarie anul acesta, iar în luna iulie am reușit să atragem ca investitor la această fabrică cel mai mare reciclator din Europa, care are în bordul lui, să spunem așa, Berdu și IMU. În prezent am intrat mai mult în politică. Voi candida pe Colegiul 2 de senator din partea PDL-ului și sper să reușesc să-l câștig acest colegiu cu peste 50% cu ajutorul colegilor mei și cu ajutorul dumneavoastră și sper din tot sufletul să ne sprijiniți. Mai ales un candidat. Vă spun sincer, așa cum întreba doamna, și a fost o chestie foarte bună, spunea că teoria e una, practica e alta, este adevărat. Nu știu cine sunt contracandidații mei, sincer, nu mă interesează. Eu știu ce pot să fac eu, știu ce am reușit să fac. Știu că din Caracal și din ceea ce am făcut eu, am făcut o emblemă pentru România și consider că pot să fac și pentru colegii pentru care sunt. Atenție, nu întotdeauna valoarea este la suprafață. Tocmai asta trebuie făcut. Tocmai asta trebuie. Deci valoarea trebuie să iasă la suprafață. Deci trebuie să mergem pe calea dreaptă și să facem politică. Știți câte voturi vreți să luați ca să fie menționată? Da. Multe. Multe. 40.000 de voturi. Cu ajutorul dumneavoastră, doamnelor și domnilor, eu sper că putem să le luăm. Și trebuie să ne gândim ce ne dorim și pentru copiii noștri, ce ne dorim și pentru nepoții noștri și pentru noi. Chiar trebuie să ne gândim și să facem un efort. Știți, dacă ne lăsăm așa tot timpul că e domnul Cutare, că e domnul Cutare, nu putem să-l deranjăm, nu se poate. Deci asta nu e politică. Mergem toți acasă, nu mai facem conferințe de presă, ne vedem de treaba noastră. Dumneavoastră sunteți o putere în stat. Presa este o putere în stat. Dumneavoastră puteți să ridicați și să coborâți pe cine doriți. Vă rugăm să aveți grijă de noi și să ne ajutați. Este prima oară când mă spun cum ar fi. Este teoria și practica? Eu știu teorie, de la teoria am vorbit și în business și tocmai asta trebuie să facem. Oamenii trebuie să se întoarcă la teorie, la rădăcini și la principii. Deci practica. Am fost membru, dar nu am fost într-un singur partid în acest partid. Deci este prima oară când mă înregimentez într-un partid și sper să primul rând background-ul meu profesional vine dintr-o sferă politică, pentru că am făcut științe politice. Din păcate, atunci nu am putut să intru în politică, am intrat în sfera economicului. După cum știți, am ani de-a rândul am stat în mediul privat și încă sunt în mediul privat, am văzut foarte multe nedreptăți, am văzut foarte multe lucruri urâte care s-au întâmplat în economia românească. Am văzut promovându-se non-valori. Am văzut că această societate s-a degradat. Am văzut că nu mai există valori, am văzut că nu mai există principii. Eu doresc să fac politică. Politică, pornind de la etimologia cuvântului politică, vă rog frumos dacă îmi permiteți să vorbesc, dacă nu... Vă rog să-mi permiteți, nu mă supărat. Etimologia cuvântului politică pornește de la polis, de la cetate. Mai mergând un pic mai departe, de la politeia, care înseamnă o formă de guvernare. Noi dorim, așa cum a spus și unul dintre colegii mei, dorim să guvernăm, da?
pentru că noi considerăm că viitorul guvern va fi format și din această formațiune politică, uitându-ne către interesul național, către interesul cetății. Nu vom face o guvernare, nu vom merge în aceste alegeri având în spate un interes personal. Nu plec din domeniul privat, unde am făcut performanță, o performanță foarte bună, să intru în politică să mă fac de râs. Sper, și de asta am și avut curajul să merg pe acest colegiu de senator, eu consider că voi câștiga această bătălie. În afacere am avut noroc, am avut șansă, am muncit foarte mult și consider că și în politică voi reuși la fel. Da, spuneai că ai rămas surprins de felul cum a discutat, exact. cum a vorbit și ce... E pentru prima dată plăcută. Plăcut, da, sigur că da, și este așa. Și o persoană foarte plăcută. Sigur, și e o calitate, să știi să dialoghezi cu oamenii. Pentru că pe ea o interesează acum cetatea, pentru că e așa făcut. Pare, firma, da, pare o firmă, e o firmă merge unică bine. Pe țară, da, merge, cât am înțeles. Îi merge foarte îi bine. Îi merge foarte bine, dar zice, domnule, eu vreau să fiu de folos și mai cetății. Mult, să-i arăt adică, și altora că pot să... Acolo, la Caracal. Bun. Și cred că va reuși fata. Da. Un cel de-al treilea candidat la Senat, din partea PDL, ARD, este... Da. Domnul Marian Căpățână de la Drăgănești, pe colegiul 2, 3 Drăgănești, va candida împotriva lui Șova, pe partea aia. Mi-a plăcut și de dânsul. De cine? Mi-a plăcut. De Marian. Da. Domnul Marian Căpățână este o fire mai colerică. În schimb, e un om foarte bine organizat. Are o afacere în spate care i-a duce destui bani. Da. Deci nu... Nu se pune problema că n-are decât hainele de pe el, exact. Și vrea să intre în politică, domne, ca să-și mai schimbe foame în gât. În urma interesului național, a doua idee, fundamentală pentru perioada următoare, în care, credeți-mă, economia României va fi extrem, extrem de încercată și ținând cont de faptul că această clasă politică este atât de cristalizată încât interesele personale, cum au dovedit-o la referendumul din 2012 în vară, deci a doua idee fundamentală este că sunt nevoie de oameni politici, noi, să reușească să pună interesul național înaintea interesului de partid și înaintea interesului personal. Iar a doua idee, care este fundamentală pentru perioada următoare, este capacitatea oamenilor politici de a fi bun conciliator. De a avea capacitatea de a păstra echilibru între arta negocierii și arta compromisului. Că mulți, să știți, dragi telespectatori, și dumneavoastră știți foarte bine lucrul ăsta, mulți intră în politică sau intră să-ți bată, să nu știu ce, pentru că nu și-au găsit în viața lor o orientare. Dom'le, eu știu să sap. Sapă, dom'le, eu știu să... Uite, asta am învățat. Să cos, să croșetez sau să trag cu pila. Mă rog, am dat un exemplu. Și ăștia n-au făcut niciodată, sunt câte unii, n-au făcut niciodată în viața lor nimic. Și ce, mă, ce să pot să fac? Decât să dau din gură și să dau coate în stânga și în dreapta și dacă aș putea... Și să-mi fac afaceri. Afaceri, da? Ca să-mi iau și eu. Că știm foarte bine câți pârliți ăștia n-au venit în politica noastră în Olteană. I-am zis să rămână domnule senator, să rămână domnul deputat și el nu știe să lege două vorbe. Scriți! Păi ăsta este îndemn din partea unui deputat. Ce pretenții să ai la domnul deputat Nicolae Stan? Că săracul de el... Dar, vedeți, a avut o șansă în viața, a ajuns deputat. Candidează. Independent. Da, nu are nicio, nici nu se gândească care a fost șansa. Deci e instabil, emoțional și poți să treci de la stânga la dreapta domnilor parlamentari, domnilor politicieni. Ca după un trotuar pe celălalt. Exact. Domnule, o doctrină e doctrină. Cum să-ți schimbi tu doctrina peste noapte, dacă doctrina mea, eu așa văd lucrurile, sunt de social,
Păi, a, ce? Pe mine nu mă poate schimba nimeni. Da. Nu mă duc dincolo la, într-o doctrină de dreapta să zic, lasă că... Sunt liberal. Sunt liberal sau mâine, poi mine, democrat și tot sau așa. Sau neperist. Sau neperist. Nu știu, că UNEPR-ul a fost un amalgam, o adunătură de toate partidele. Deci, că sunt de centru stânga, centru dreapta, depinde după cum bătea vântul, mă rog. Un om cu calități, v-am spus, deosebite. Noi am participat de-a micule zilele trecute la festivalul de la Drăgănești la Vale. Am fost și eu. Ai fost și mata? Da. Nu te-am văzut, mă rog. Nu, n-am fost în fiecare zi și n-am stat. Nu, da. Așa, ai fost acolo. V-am văzut, da. Și știu că în momentul când am filmat pe scenă prezentare mică preoteasa spectacolul și copiii, da, când au început așa, a venit Hodoron Trop și Șofa și cu Gigel Știrbu să, vai ce bine îmi pare să vă văd și nu știu ce. Știi ce s-a întâmplat? Oamenii de lângă mine îl înjurau. De cei care stăteau pe scaune jos lângă mine, partea stânga mea, îl înjurau și bă, fireal dracu să fii, mai veni și tu după 4 ani și nici nu pot să reproduc ce cuvinte. Păcat că nu s-a luat păcat. Ajutat cu nimic, absolut nimic. Păi n-am începând în Drăgănești și tot sectorul până la corabia. Nimic, că a trecut nici primarii nu l-au văzut. Deci nu vorbesc numai de oamenii ăia de rând, dar niciun primar nu-l acceptă pe colegiul lui. Ce să mai vorbim de Gigel Știrbu? Dar știi ce gafă a făcut? Domnul Șova. După ce o mică preotea s-a prezentat pe cutare, pe cutare, nu știu ce, cine era invitații... Nu ia nominalizat decât tot târziu, că zicea că nu... Nu e vorba de asta, de nominalizare. A zis așa, uite, cine a făcut parte din juriu, este domnul senator, domnul deputat, Gigel Știrbu, nu știu ce. Ei, veniră cei doi pe scenă, Gigel Știrbu și cu senatorul Șova, și în loc să mulțumească primarului Pantelie Rotaru, că a făcut spectacolul ăsta de anvergură și că i-a invitat și nu știu ce, l-au văzut pe undeva pe ghiță prin sală fostul primar și zice, mulțumim fostului primar. Pentru ce mulțumeau ei fostului primar? Da? Că nu mai e. Că nu mai e, probabil. Mulțumim domnului fost primar că nu știu ce. Înseamnă că urmează ei tot acolo. Da, bineînțeles, da, în rândurile alea din spate. Deci a făcut o gafă pe care Rotaru am văzut... A primit-o, știți cum, că o lovitură din aia cu ciocanul direct în plex, cum se zice, cu un piept așa luat da, pe lumea. Știu că a fost o mică sincopă acolo. Da, da. Dar mai a fost una. Nu, ia, poate... Așa, aia... Nu mai spun de... Din culise, fii atent. Da. Din partea presei, Gazeta Oltului, a dat o cină. Vorbești de ce? De copilul ăla care a luat din Pitești, ăla a luat locul întâi. Da. Așa. Ca o paranteză, mai țin minte că a venit doamna Ileana Ciobanu și a cântat acolo pe scenă la 86 de ani. Care Ileana Ciobanu? Maria Ciobanu sau Ileana Constantinescu? Ileana Constantinescu. Așa, că le încurcară. Și a cântat la 86 de ani cântare, o doină. Mai da, da, da. Deci să nu credeți că doina reprezintă o lălăială, nu? Trebuie să faci mari exerciții și vocalize. Da. Și a cântat, uitați cum cânt eu. Și pe urmă l-a pus pe băiat. Da, așa. Și a cântat și băiatul. Da. Și atunci ne-am dat seama că dintre toți concurenții, el a fost cel mai bun. Ăla da. Primul din care... Pitești. Ăla din Pitești care a luat premiul cel mare. Da. Și cheamă vorbeam de Gabriel Dumitru. Gabriel Dumitru, ăsta e. Da, asta, da. Și Gazeta Oltului, da, pentru Gabriel acesta, a anunțat acolo că au plătită de Gazeta Oltului o cină. O cină intimă între el și prietena sau nevastă, dacă are, dar n-avea. S-a dus săracul, s-a îmbrăcat și el a aranjat ca lumea la patru ace și a luat prietenul la braț și s-a dus acolo, la cină. Când s-a luat la cină, care cină? N-a plăsit nimeni nimic. Serios? N-a plăsit nimeni nimic. Serios? Da. Păi atunci de-o plăsit. Și zice, Doamne, dă-ne și două sucuri și o cafea ceva. Da, cât a avut și săracul bani la el. Da, mă, da. Îți dai seama ce postură de a fost postură, da. Gazeta Oltului. Gazeta Oltului care scrisă pe toate gardurile, că e cea mai bună, cea mai tare.
Bun. Merita să atingem și subiectul. Sigur că da. Haideți să să-i trecem în revistă. Există pe toți care, cei care vor candida pe, la colegiu, pe deputați. Așa. Deci, păi terminară cu Știrbul. Păi nu, nu vreau la... Lasă pe perete. Nu, că ajungem și la el, ajungem și la el. Așa. La Camera Deputaților pe Colegiul 1 candidează Bogdan Apostolicianu. Este cel care e director la Oficiul Județean de Poștă. A fost consilier local și președintele Organizației de Tineret PDL Olt. Este cel care și cel care dumneavoastră vă aduceți aminte, dragi telespectatori, vă prezentam într-un material trecut, a preluat flacăra democrației de la Bal și a dus-o până la Tellerman, a fost o întreagă așa. Ziua numele meu este Apostolicianu Cosmin Bogdan, am 31 de ani și sunt născut și crescut în Slatina. Sunt membru PDL din 2008, perioada 2008-2012 am fost consilier local din partea Partidului Democrat Liberal. Actualmente sunt șeful Oficiului Județean de Poștă Olt și pentru a-i confirma domnului Dorobanțu, sunt interimar în acest moment și nu este vina mea că ceilalți candidați de la examen nu s-au descurcat. N-ai fost ultimul. Eu n-am fost, nici măcar nu m-am prezentat la acest examen. Vă mulțumesc! Bun. Colegiul 2, nimeni altul decât generalul Paul Dobrescu, de care vorbim noi puțin mai înainte, nu știu, băiatul este îl cheamă Cătălin Ușurelu, încă director la compania de apă. Mai departe. Da, mă numesc Ușurelu Marius Cătălin, am 37 de ani, de profesie economist, căsătorit, doi copii, în prezent sunt director administrativ la compania de apă Olt. Sunt membru al Partidului PDL din mai 2010 și candidat pe Colegiul 2, Camera Deputaților. Deocamdată sunt numit, sunt în funcție, am un contract pe perioadă nedeterminată. Scopul meu a fost să supără nimeni, eu candidez pentru așa cred că pot să câștig acest colegiu. Ce va fi? Da, asta vreau să convim. Ce va fi? Deci este director, așa, care a declarat el atunci, chiar dacă nu cunoaște, nu prea cunoaște bine alegătorii de nordul județului, speră să-i cucerească prin șarmul său. Aulă! E frumos de pică! Asta ca să închide paranteza. Așa. Pe Colegiul 3, Piatra Olt... Bestiale, da. Frumos pe cuvânt. Da. Pe Colegiul 3 va candida Ana Angel. Deci chinezule. Da, Ana Angel, da? Da, să treci că să nu... Aia e luptătoare, spun sigur. Eu. Eu cred că... Prezinte, da, pe... Da, mă numesc Ana Angel, cred că mă cunoașteți toți. Nu știți că probabil și am un statut vechi începând de la FSN, PD, PDL. Am trecut prin multe în acest partid și bune și rele. Am fost totuși și sunt în continuare o luptătoare și vreau să vă spun că pentru mine este chiar o provocare după atâtea necazuri câte ne-au produs anumite persoane. Eu chiar o consider o provocare, mai ales că în colegiul în care voi candida eu am un fost coleg și sunt convinsă că îl voi bate. Pentru că eu zic că spre deosebire de ceilalți colegi, fie și cel de pe Senat, este tot un fost coleg, chiar președinte de partid, deci am doi trădători. Eu am mai făcut campanie, am mai candidat în 2008 pe același colegiu și să știți, probabil că știți, că am obținut un scor bun și atunci, dar mă rog, au folosit unii niște metode neortodoxe și pe ultima sută de metri au reușit să ia domnul Bobeș 50+1. Dar nu mă descurajează treaba asta. Eu știu să fac o campanie de suflet, zic eu. Nu să mă duc să promit la oameni nici că le dau pensii mari sau salarii mari sau exact ce este în programul partidului, nimic altceva. Dar voi sta să-i ascult, voi sta de vorbă cu ei, îi voi îmbărbăta, așa cum am făcut și în 2008.
Sunt convinsă că nu puteam să lipsesc din această echipă. Vă spun sincer și din tot sufletul că sunt atât de pornită pe tot ce s-a întâmplat în ultimul timp și vorbesc așa odată la nivel național și ce se întâmplă și odată la nivel local. Din păcate, am fost o echipă puternică și am fost trădați puternic și, din păcate, în anumite momente chiar călcați în picioare. Așa? Și lucrul ăsta, cât aș vrea eu să fiu, cu toate că eu cred că sunt decanul de vârstă, nu vreau să spun vârsta, așa, aici, plec la acest drum cu convingerea că oamenii vor înțelege, în primul rând, așa cum au spus și colegii mei, că noi luptăm pentru România și nu pentru nepoții, pentru copiii noștri și nu pentru noi. Eu vreau să obțin cât mai multe voturi. Și ai convinge că o parte din foștii noștri colegi, care doar se mută de la un colegiu la altul pentru Ciolan, eu mă duc și candidez din tot sufletul să obțin cât mai multe voturi. Și să-mi ajute Dumnezeu să bat pe cel care este contracandidatul meu, pentru că eu zic că am și puterea, nu am banii lui, dar puterea și sufletul și tot, da, voință și absolut tot mă determină să intru în această luptă. Și să-mi ajute Dumnezeu să câștig. Vedeți că nu aveți banii lui, dar poate și cum i-a făcut, doamnă. Păi, asta e altă problemă. Pentru că nimeni nu poate să aibă bani prea mulți făcuți. Eu, la ora actuală, am uitat să vă spun, sunt pensionară, așa, și consilier local. Al venit nu am. Indiferent ce alte vorbe se spun, sunt total neadevărate, pot să justific și la ora actuală asta mi este situația mea. Și mai ales că am libertate acum și nu am un job, pentru mine politicul înseamnă de dimineață până seara. Împreună cu colegii mei am refăcut organizațiile din tot județul, n-a contat că sunt de pe colegiul 3, 2 sau 5 sau 6. Acolo unde mi s-a cerut sprijinul, acolo m-am dus, acolo am stat de vorbă cu oamenii. Și eu am convingerea că, nu, din păcate, nu foarte mulți, dar o mare parte din oameni și-au schimbat convingerile din, pe care le-au avut până, să zic, după referendum. O parte. Dacă mai sunt ceilalți, încercăm să-i convingem, dar să fie mai mulți decât cei pe care, care o țin totuși cu această, eu zic că e un circ ce se întâmplă la ora actuală în România și că de fapt nu se întâmplă nimic decât lucruri rele și că cineva trebuie să ia măsuri drastice ca să ne întoarcem de unde am plecat și mai ales spre Europa. Este o obligatură. Sunt cam tristă, doamna Anghia. Eu zic că ți se pare, Aline. Spre deosebire de... Vreau să spun un singur lucru și nu vreau să jignesc pe nimeni. Așa. Spre deosebire de unii chiar dintre dumneavoastră. Așa. Care oricât ar fi fost și mă bănuiesc pe mine că sunt cu diavolul, eu nu sunt cu niciun diavol, să știți. Așa. Deci vreau să înțelegi clar. Deci, dacă pentru când am spus sunt geamănă de felul meu și leoaică, așa, tigroaică, de fapt, nu leoaică, așa, și când cineva m-a călcat pe bătătură, să știi că nu mai e prieten cu mine. Deci, niciodată să nu existe suspiciunea, niciodată. Și am trecut prin multe și tu știi sigur că am trecut și putriță, păniță și nu mi-am îndoit spinarea niciodată și nu mi-o voi îndoi nici acum, indiferent cum îl cheamă pe respectiv. Deci îți spun, aveți încredere în ceea ce vă spun, nu există niciun fel din punctul meu de vedere și, sincer, la ora actuală, și mama... Mă scundați? Așa. Aș putea eu să mai aștept să-mi dea cineva. N-am job, nu depind de nimeni. Mi-ar place să am, nu zic că nu mi-ar place, că nu e așa ușor să trăiești dintr-o pensie, dar nu depind de nimeni absolut, decât de mine și de ceea ce îmi doresc eu să fac. Deci, dacă cineva crede altceva, înseamnă că nu mă cunoaște. De ani de zile, când am trecut prin atâtea lucruri, înseamnă că nu mă cunoaște. Și îmi pare rău dacă nu mă cunoașteți după atâția ani de zile. Vă mulțumesc! Mulțumesc!
Da? O să aibă zile fricte. Pe colegiul 4 Bal și va candida Gheorghe Ștefan, el este din Bal și este soțul doamnei Gheorghe, care a fost inspector școlar, inspector școlar, are o funcție destul de bună, lucrează în, este la administrația financiară. Da, vreau să vă spun următorul lucru. Dacă există un astfel de grup și dacă, cum spuneți dumneavoastră, deputatul actual dorește să mă sprijine, păi nu e, oamenii... eu mă bucur. Nu știu dacă e, m-aș bucura. Oamenii nu face decât să mă bucure lucrul acesta. Da. Inspector financiar sau ceva de genul ăsta, da, da. Așa. Pe colegiul 5. Este Ușurel. Așa. Este... Gheorghe Ștefan, sigur că da. O să vi prezentăm și dumneavoastră pe larg, o să scoatem niște secvențe din conferința de presă ca să vi prezentăm, da, pe toți. Așa. Pe colegiul 4 am zis că este Gheorghe Ștefan. Pe colegiul 5 Caracal, Cristian Dan Cârciun. Domnul la fel, și chiar îi apreciez pe cei de la PDL, au găsit oameni care nu prea au făcut politică, așa, nu prea să-l mânjiți cu nimic, așa. Au găsit domnul... Și să mai sângăți, mai ales în fața presei. Măi, da, mi se pare, astea sunt iertate. El și cu celălalt. Astea sunt iertate, mă rog, nu sunt lucruri atât de grave. Cristian Dan Cârciun are 39 de ani, este cunoscut ca om de afaceri în domeniul construcțiilor și hotelier, de profesie inginer îmbunătățiri funciare. Mă numesc Cârciu Dan Cristian, am 39 de ani, de profesie sunt inginer, lucrez în administrator la societatea Darcon Construcțiile din Caracal, am afaceri în domeniul construcțiilor, în hotelier. Cum se numește societatea? Sece Darcon Construcțiile. Nu are nicio legătură. Ați mers departe. Ați mers departe. De bunătății funciare, am lucrat ca inginer la Societatea Națională de Bunătății Funciare până la 1 octombrie 2012. Candidez pe colegiul 5 de deputați. Pe colegiul 6 Drăgăneștiol, nu va candida nimeni alta decât o altă doamnă de fier care mi se pare că s-a ridicat așa dintr-o dată foarte, cum să spun, cu aplomb și cu determinare să, așa, să câștige și să facă o treabă bună în partidul ăsta. Este Siminica Mirea, președintele interimar al PDL-ului. Da. Așa. Și nu, a precizat următoarea chestie pe care alții nu o să facă treaba asta. Nu candidăm pentru a avea imunitate parlamentară și a bătut șaua să priceapă iapa. Mă numesc Siminica Mirea, am 41 de ani, căsătorită, o fetiță, de profesie sunt inginer, sunt administratorul firmei Sece Dinamic Protron SRL din localitatea Crâncoia, o firmă cunoscută, cred eu, în județ, chiar dacă își desfășoară activitatea în mediul rural. Sunt președinta Asociației Speranță pentru ziua de mâine și președinte interimar al PDL Olt. Sunt secretar regional Sud-Vest Oltenia, în biroul permanent național al Organizației de Femei și consilier județean. Candidez pentru colegiul 6 de deputat, sperând că voi obține acel colegiu un rezultat foarte bun. Vreau să mai spun că toți colegii mei candidează pentru viitor, pentru viitorul nostru al tuturor. Suntem oameni care nu candidăm pentru a avea imunitate politică. Suntem oameni care nu au făcut afaceri cu statul. Și cred că ăsta este un avantaj. Vă mulțumesc! Mai departe, pe colegiul 7 Corabia, la deputați va candida George Ciucu. Toată lumea știe, da, a fost consilier loc, consilier județean și sper să facă și el treabă bună, e băiat bun, mă rog, așa. Mai departe, de el depinde totul. Bun, de la Forța Civică, din Olt, face parte, așa cum a zis, Virgil Pandur a fost puțin înainte de conferința de presă de la PDL, a fost cea de la Alianța Civică.
Așa, Virgil Pandurul, din care face parte ca președinte interimar, doamna Elena Alexandru și Constantin Constantinescu, avocatul Constantinescu, pe care și Italica știe și noi îl știm. Așa. Ce mă puțin m-a deranjat faptul că domnul Panduru trebuia să spună că doamna Alexandru a fost cea care a implementat partidul în județul Olt înainte de alegerile locale, a și candidat la primăria Drăgănești, este din Drăgănești Olt, din partea acestui partid, mă rog, sau probabil a fost o scăpare, mă rog, s-a recuperat pe parcurs și au spus că nu vor avea de data asta candidați pentru parlamentare, ci voi susține colegii din alianță. Ce vreau să vă mai spun și să nu uităm, este vorba de domnul de la Caracal și să nu uităm de el, Cristian Cârciu, care este singurul candidat din partea PNCCD. Nu știam dacă mai există PNCCD, bănuiesc că... Nimeni nu știa. Da. Chiar l-am întrebat câți asta a fost, 10 da. Oameni. Da, nu contează. Da. S-a făcut un aranjament pe toată țara, s-au împărțit colegiile și a nimerit să cadă unul care n-are decât 4 susținători sau 6 cât a zis care în partid. Asta e. Și iar Alianța Civică, că aveau ăștia mai mulți, vreo 30 sau 60, să n-ai de loc. Da. Asta a fost. Păi, hai să comentăm puțin și despre peremiști. PRM-ul, surprins, am fost foarte surprinsă, pentru că și ei la ora asta au candidați la Olt. Dacă e să ne luăm după nume, sunt niște femei ca nimeni, în afară de domnul Vasile Popa, care îl știe toată lumea de la Cumrem, electorul și încă parcă Zlăvog, așa, în rest nu prea știm pe nimeni pe acii, sunt nume noi, nume necunoscute și nici în mediul de afaceri, nici niciun mediu, nici politic, nici afaceri, nici nu știu ce să zic. Stai că aia e acolo pe Delan. Așa, zisești mata că îl cunoști pe ăsta, pe colegiul unui senat la PRM, că Chirimbu, Angel, Delanu. Zisești că îl cunoști. Și ce este ai? Ce nație a stat? Nu, Tasul Chirimbu a fost un mare inspector la fisc, pe vremuri și la pensie. Dar fisul, o fi cum o fi, e cam robust. Nu contează cum arată, ce treabă are cu PRM-ul? El este de la primărie, mai la Vale, are spălătoria aia auto. Și acolo, el e șef acolo. Deci el s-a spălat, s-a făcut curat, să nu dar, zice frumos? Eu cred că e o șustă aici cu sectorul unde candidează el, pentru că pe el l-a susținut și invers s-au susținut cu Vâlcov. Da, cu PSD. Păi să Vâlcov să le-a uitat și el dă sub. Da, exact, așa este. Sau invers, ceva de genul ăsta. Deci, îl văd că e pe sectorul 1. Pe colegiul 1. Colegiul 1. Așa, pe colegiul 2. Și să nu spună mie că nu face expres jocurile lui Vâlcov. Sau... Da. Colegiul 2 și încearcă norocul președintele partidului Popa Vasile. Iar pe colegiul 3 va candida un alt necunoscut, Ciolca Longin. Nu știu, Ciolca, cine-o fi asta? Are o firmă din asta de... Nu e ăla Longin, Drăghicescu, Nu. Altul Longin. Păi și pe Cococi îl cheamă tot Longin, nu. N-ai nicio treabă. Așa, Camera Deputaților, deci ăsta e Senat, am zis. Da. Așa. La Camera Deputaților, surprinsă iar, va candida Stelian Sima, cel care a fost președintele UPSC-ului. Da. La deputați colegiul 1. Este am impresia că e făcut expres ca să facă rost de bani, domnul... Nea Vasile Popa. Da, Nea Popică. Da, se poate. Și ăsta a distrus... Partidul ăla. Știm și ce partid era și ăla, mă rog. Era decât un partid cu numele. Da. Pe colegiul 2 va candida Neiulică Popescu. Neiulică Popescu, care niciodată, săracul, că el candidat, e veșnicul candidat, nu ia mai mult de 7 voturi. Și totuși insistă. Până surprindere că e destul de în vârstă, dar el insistă. Ceva, până la urmă, tot o iau. Tot câștigi ceva. Câștigă, nici măcar experiența n-a câștigat, că dacă câștiga experiența, nu mai participa. Lăsa părtul. Așa, deci aceeași peremiști contează pe candidatura lui Gheorghe Zlăvog, pe colegiul 3.
Păi Slăvog n-a fost șeful partidului? Păi a fost acolo. Vă l-a dus să un faliment? Și acum vine înapoi. Da. Eram păi dacă nu i-a dat, nu i-a dat niciun câștig de cauză la PSD și de aia. Da, mă rog. Făceam, trebuie să vă povestesc ceva harăios, dragi telespectatori, despre domnul Slăvog. În urmă cu câțiva ani a accesat niște fonduri pentru creșterea melcilor. Undeva are o crescătorie din asta, are un lac de așa, o afacere ceva, la Găneasa. Și într-o noapte, într-o seară când eram pe la vis-a-vis de el, să ne-a ciobanul ăsta cu abatorul. Așa. Și zice, ia, veniți toți afară să vedeți ceva. Zice, băi, zic, ce să vedem? Erau cu lanternele, căutau mercii, că le-a fugit sără mercii pe sugar. Zic, credea ăla, credeau ei că le-a fugit mercii pe sugar. Zice, dar nu e adevărat, că toată ziua am văzut ciorile bătându-se pe ei și le mâncau. Că i-au mâncat ciorile sau ceva. Că nu o să le pună plasă, că trebuie să le pui o plasă pe deasupra așa să nu mănânce păsările. Ăsta nu le-a pus plasă și le-a mâncat ciurile. Și zice, eu nu știu ce mai caută până afară. I-a lăsat în cerul. Da, și eu am mâncat. Și atunci a zis, uite, domnule, stai senatorul mercilor bun. Atunci pusese cândva senator. Așa, iar pe colegiul 3... Și atunci cum a ajuns senator? Nu mai țin minte cu copilul. Cu copilul că a plătit, da. I-a plătit colegiul. Da, gata, a intrat... Și pe colegiul 3, o anume Melania Ghidănac. Nu, Melania Ghidănac, pe colegiul 4, pe colegiul 3 e Slăvog. Bănuiesc copiii fie salut. Fata lui Ghidănac, da. Dar stai Ghidănac, parcă avea o fată de a murit, înseamnă că e a doua. Are două. Probabil e nevasta freunea. Sau nevasta cui? Ghidănac, nu știu. Cine știu? Păi dacă nu știi, mă, ta că ești mai fata. Păi eu știu că a murit. Dar una năcată, păi da. Păi deci nu e fata. O fi noră. Are și un băiat. Are și un băiat? Da. Azi avea norul. Nor. Bun. Așa. Ați necunoscut pe colegiile 5, 6 și 7. Și anume, Ionescu Stelian Cătălin. Da, Mircea Domi și respectiv Pizza Gheorghe. Pizza? Pizza. Nu pizza. Nu, pizza. Pizza se servește cât mai costă în pizza. 25 de lei, că lei 50. Așa. Așa. Nu, poate o reuși vreunul din ei, dar nu cred. Da. Nu cred. Aș vrea să vă rog să luăm o mică pauză, să încercăm să vedem dacă reușim să luăm contactăm telefonic pe doamna Alina Stăncescu de la Caracal, candidatul la Senat. O bucurie dacă am reușit să vorbim. Da. O să.